Sunt de vorbă cu domnul doctor Șerban Constantin, medic primar chirurgie pediatrică. Am să vă rog să ne explicați ce sunt malformațiile urogenitale și cât de frecvente sunt ele în cazul copiilor. Malformațiile urogenitale sunt tot ceea ce se încadrează în afara tiparului anatomic normal al organului. Fiecare organ are un tipar genetic în care el se dezvoltă și tot ceea ce se dezvoltă în afara tiparului se numește malformație. Ca o frecvență în literatura de specialitate se descriu cam la un copil care prezintă simptome urinare, cam 10% din pacienți se decelează în timp la investigație avea o malformație urogenitală. Pe un screening efectuat în Anglia, s-a ajuns la concluzia că din totalul de nou-născuți sănătoși la naștere, 2,6 din copii prezentau malformații urogenitale. E un procent destul de semnificativ și asta implică și un abord deosebit, special din partea noastră a celor care ne ocupăm de așa ceva. Cum sunt diagnosticate aceste malformații? Prezintă simptome sau sunt asimptomatice? Așa cum v-am spus mai devreme, 10% din pacienții care se internează într-un serviciu cu anumite simptome urogenitale, prin investigațiile la care sunt supuse, decelează un procent de 10% care au malformații. Mai nou, screening-ul ecografic care se face mai tuturor feților înainte de naștere pune de cele mai multe ori diagnosticul de malformație urogenitală. În cele mai multe cazuri, am avut foarte mulți pacienți care au fost diagnosticați antenatal cu o malformație de tub urogenital și consecința a fost că suntem și noi pregătiți să-l primim pe copil la naștere cu o soluție care îi salvează viața ulterior. O altă parte dintre pacienții care se internează cu malformații urogenitale sunt o descoperire absolut întâmplătoare. O ecografie făcută pentru altă afecțiune decelează, spre exemplu, hidronefroză prin strictură de juncțiune ureterală, care este o malformație. Un examen intercurent la un medic de familie decelează un aspect anormal al zonei urogenitale și tot așa. Deci, există, de asemenea, un procent mare dintre pacienții cu malformații urogenitale care sunt descoperire întâmplătoare la o consultație sau un examen pentru altă afecțiune. Asta înseamnă că sunt unele dintre ele lipsite de simptome? Sau copilul încă nu poate Unele dintre ele sunt asimptomatice. Spre exemplu, o hidronefroză congenitală prin strictură de juncțiune pielo-ureterală poate rămâne asimptomatică în bun de zile, până când apar semnele unei insuficiențe renale datorită nefuncționării rinichiului. Un chist renal, spre exemplu, poate rămâne asimptomatic, mai ales dacă este un chist parapielic, nu are niciun fel de comunicare cu căile urinare, rămâne asimptomatic o perioadă lungă de timp, până când o ecografie îl decelează întâmplător. De asemenea, pot exista malformațiile de număr, poziție, situația organului, care de asemenea sunt asimptomatice. Un rinichi ectopic, un rinichi în podcoavă, un rinichi sudat, deci astea toate pot rămâne mult timp asimptomatic. Duplicație ureterală, incompletă, rămâne asimptomatică, este considerată ca și o variantă anatomică la un moment dat. Deci sunt foarte, foarte multe din malformațiile renale care rămân asimptomatice o lungă perioadă de timp. Care sunt cele mai frecvente malformații în cazul copilului urogenitale? Cele mai frecvente malformații, pe departe cele mai frecvente malformații, sunt malformațiile aparatului genital extern, mai ales la băiat. În categoria aceasta se include hipospadiasul, pe departe cea mai
bogată în cazuistică dintre toate afecțiunile malformative ale aparatului genitor urinar la copil. În ultimele statistici, hipospadiasul este apreciat cu o frecvență de un caz de hipospadias la 300 de nașteri, cu frecvență în creștere. Deci, pe de parte, este afecțiunea cea mai frecventă dintre toate malformațiile genitourinare la copil. Ce cauze duc la apariția acestor malformații? Să luăm, spre exemplu, cazul hipospadiasului, care este cea mai frecventă, așa cum am spus mai devreme, cea mai frecventă dintre toate aceste malformații. Hipospadiasul are ca și cauză o multitudine de posibilități. Deci, cu certitudine, niciuna dintre ele nu și-a dovedit cu precizie eficacitatea. Un rol important în apariția hipospadiasului este factorul ereditar. Într-o populație de sex masculin, dacă în antecedență există un caz de hipospadias, moștenitorii au un risc de 26% de a face, în jur de 21-26% de a face și ei hipospadias. Dacă tatăl nou-născutului este purtătorul unui hipospadias, are toate șansele de a transmite boala și copilului lui. Pe lângă factorul genetic, care este destul de bine înțepenit în etiologia malformației, un rol important îl reprezintă factorul hormonal. Până la vârsta de 7-8 săptămâni intrauterin, fătul are o nediferențiere a organelor genitale externe. Există o ambiguitate sexuală. Dar după vârsta de 8 săptămâni începe diferențierea. Diferențierea se produce sub influența testosteronului, un hormon care începe să fie secretat și să-și manifeste efectele începând cu această perioadă. Testosteronul influențează pe două căi. Fie cantitatea de testosteron eliminată, secretată, nu este optimă din punct de vedere cantitativ sau calitativ, deci nu-și poate îndeplini rolul, fie țesuturile țintă asupra căruia trebuie să acționeze testosteronul nu pot reacționa cum trebuie la efectul lui. Deci, mecanismul genetic are două laturi. Fie receptorul este de proastă calitate, fie cel care, hormonul care trebuie să-și îndeplinească acțiunea, nu reacționează cum trebuie. În etiologia hipospadiasului și a tuturor celorlalte malformații urogenitare, un rol important îl are de asemenea vârsta mamei. Cu cât mama este mai în vârstă, cu atât riscul de a prezenta, de a naște un făt ce prezintă o malformație urogenitală este mai mare. Alimentația pe care mama o are în timpul sarcinii contribuie foarte mult și ea la geneza acestor malformații. La un moment dat, unii cercetători incriminau în etiologia hipospadiasului și altor malformații dieta excesiv vegetariană. Nu știu dacă cât adevăr este, dar se pare că ceva tot există. Factorii de mediu au un rol important și ei. Nu extraordinar de bine dovedit, dar se pare că stresul, obiceiurile mamei, fumatul, alcoolul, au un rol foarte bine, foarte bine înregistrat în geneza acestor malformații. Și cam astea ar fi în linii mari cauzele. Așa, grosomodo vorbind, exact nu este nimic sigur, sunt numai studii pe anumite segmente și singurul lucru cert în geneza hipospadiasului este influența testosteronului, care
produce diferențierea. Este un lucru cu certitudine dovedită. Spuneați că dacă mama este prea în vârstă, e posibil că... Există riscul de a naște un copil cu malformații de tractorogenital. Nu numai de tractorogenital. De regulă, mama în vârstă este predispusă la un făt cu probleme ulterior. Ce înseamnă mama în vârstă? De la ce vârstă există probabilitatea ca acesta? Greu de precizat, dar o mamă care se apropie de perioada de menopauză este o mamă cu risc. Este o mamă cu risc din multiple cauze. Fie dacă sarcina este dusă la timp, fie datorită riscului apariției acestor malformații, fie de a pierde și sarcina în evoluție.